Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Întrebare. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, din nou suntem în fața unei teme și bineînțeles a unui invitat, a unei persoane deosebite care ne vizitează în seara aceasta și îi spunem un venit domnului lector universitar dr. Ioan Sas, profesor la Institutul Teologic Pentecostal din București. Domnule profesor, bine ați venit în emisiune. Da, mă bucur tare mult să fiu din nou împreună, să fim din nou împreună și iată, de data aceasta, la o altă emisiune sau un alt format al emisiunii. Noi am avut discuții pe diferite teme, dar mă bucur să fiu pentru prima dată la această nouă emisiune. Profit de remarca pe care tocmai ați făcut-o, deși am mai participat la alte emisiuni, la foarte cunoscută emisiune, deja Realitatea la zi, la care cu siguranță veți mai fi invitat. De data aceasta vreau să reamintesc și telespectatorilor noștri și dumneavoastră, în primul rând, formatul acestei emisiuni. Este un format nou, o emisiune pe care o facem de anul acesta. O facem în colaborare cu Credo TV și este o emisiune în care încercăm să prezentăm, să punem față în față două concepte diferite de viață. Practic, vrem să scoatem în evidență două sisteme de valori, două principii care în sine se bat cap în cap. De fiecare dată eu voi fi cel care voi prezenta, aș spune eu, versiunea negativă sau varianta nebiblică, necreștină, seculară, umanistă a acestui principiu de viață, pe care iar dumneavoastră ca invitat veți avea rolul să veniți cu argumente din punct de vedere al Sfintei Scripturi, argumente biblice și, bineînțeles, să demontați această idee pe care eu am să o prezint. În seara aceasta vom face același exercițiu. Bineînțeles că emisiunea nu se termină în aer. Să nu credeți că doar le vom prezenta și fiecare la final își alege ceea ce îi convine. Nu. Și în seara aceasta vom face această discuție. Voi juca același rol pe care l-am jucat de fiecare dată, un fel de avocat al diavolului, dar o fac doar din dorința de a prezenta argumentele care vin din zona aceasta a agendei, indiferent de care agendă vorbim, a secularismului, a ateismului, da? Și vom discuta împreună despre o temă foarte, foarte prezentă în lumea în care trăim. Vom vorbi despre sexul biologic versus ideologia de gen. Bineînțeles, ca să putem să ajungem la această temă, va trebui să introducem puțin contextul și nu e foarte necunoscută tema în mass media românească și mai ales în viața noastră, inclusiv în zona aceasta noastră religioasă, se vorbește foarte mult despre educația sexuală. Și când vorbim despre educație sexuală, coborâm ștacheta până la clasele, aș spune eu, preșcolare, școlare, primare, da, până la nivel de liceu. Și e o discuție întreagă. Au fost mai multe inițiative legislative, au fost votate sau amendat în Parlament, s-au întors în Parlament și ultima noutate este că această inițiativă legislativă s-a întors în Parlament. Parlamentul fiind într-un alt format decât a fost acum câțiva ani. Când s-a început anul trecut, să zic, da, a fost marele pas când s-a votat pentru prima dată și nu s-a acceptat de fapt nici conceptul de educație sexuală, ci a fost educație sanitară. Iar discuția aceasta educație sexuală nu este ceea ce marea majoritate a oamenilor cred, o educație sanitară, o chestie de prevenție, pe care aș zice eu că în niște termeni de bun simț e ok, ci este vorba despre ceva mai mult și vorbim aici despre ideologii și, bineînțeles, despre ideologia de gen. Este mult mai mult decât atât. Legea educației sexuale este o piesă dintr-un puzzle mult mai mare pe care ar trebui să-l vedem de deasupra ca să vedem forma completă. Dar este bine să luăm așa și pe bucățele și să vedem rolul pe care această tentativă de lege a educației sau de introducere în curricula obligatorie a educației sexuale, pentru că, așa cum ați spus, legea educației sexuale în forma în care se încearcă acum să se legifereze nu are nimic de a face cu știința și o să vorbim în seara aceasta mai mult despre lucrurile acestea, ci este o ideologie.
Pe de altă parte, aș începe prin a vă spune că nu este un subiect deloc comod. Am vorbit și în emisiunile pe care le-am mai realizat împreună sau la care am fost invitat, am abordat multe teme deloc comode. Eu la bază sunt teolog, mai sunt întins în zone sociale, în zone politice, încerc să-mi păstrez o anumită, știu eu, un anumit echilibru, o anumită demnitate a profesiei. Asta nu înseamnă că discuția noastră este sub demnitatea profesiei, ci din contră este și trebuie să fie un subiect teologic profund. Dar este unul dintre cele mai dificile subiecte pe care le discut într-o emisiune și nu ascund să vă mărturisesc acest fapt. Știu că este un subiect foarte dificil, tocmai de aceea mi-am permis să-l abordez cu dumneavoastră și vă spun din ce motiv. În primul rând, din experiența pe care am avut-o cu dumneavoastră și în alte emisiuni, am văzut că sunteți foarte în temă cu învățătura Scripturii, sunteți profesori, studiați, sunteți foarte pregătit în domeniul acesta al teologiei, dar aveți ceva în plus și acest în plus pe care dumneavoastră îl aveți vă dă vă dau toate abilitățile ca să putem avea această discuție. Sunteți conectat cu ceea ce se întâmplă în realitate, urmăriți ceea ce se întâmplă în agenda aceasta publică și mai ales veniți dintr-un context special și aș spune veniți dintr-o țară în care ați trăit sau trăiți în continuare și anume Canada, o țară care este, aș spune, în fruntea plutonului în ceea ce privește așa ideologia este. De gen, educația sexuală, tot ce înseamnă libertățile acestea cu ghilimele spun libertății în ceea ce privește drepturile și comunităților. Progresismul acesta, exact. Care până la urmă este destructiv și regresist în ceea ce privește demnitatea umană și modul în care Dumnezeu și-a creat coroana, da? Coroana creației și anume omul. Diferența între mine și dumneavoastră este că dumneavoastră veniți dintr-o țară în care chiar ați văzut cu ochii dumneavoastră în mod practic. Noi vorbim încă teoretic multe lucruri în România, se lucrează la implementarea acestor ideologii și în țara noastră, dar încă mai luptăm, încă mai ducem pe toate fronturile această luptă și sperăm ca Dumnezeu să ne dea izbândă sau cel puțin să întârziem cât mai mult acest proces de, spun eu, denaturare a ființei umane și a tot ce înseamnă valorile și tradițiile creștine în această țară. Da, eu cred că este foarte important subiectul și din perspectiva aceasta a riscului pe care această lege o are sau o aduce asupra societății românești. Consider că momentul acesta al votului legii prin care se introduce obligatoriu educația sexuală este aproape, dacă nu chiar comparabilă, cu efectul pe care referendumul pentru familie l-a avut în urmă cu 3-4 ani. De ce spun lucrurile acestea? Păi există o ideologie, există un master plan, există o programare bine calculată asupra modului în care trebuie să arate omul nou, omul viitorului, într-o societate care este proiectată altfel decât am cunoscut-o până acum. Și aș porni de la un adevăr fundamental la care ne oprim rare ori, și anume, școala nu este chemată să facă educație. Școala este chemată să facă instruire. Școala trebuie să pregătească profesioniști pe anumite domenii bazându-se pe elemente științifice. Ori știm că știința trebuie să aibă drept fundament aspectul empiric, adică ceva ce se poate verifica, calcula, măsura, observa. Ori dacă școala trece dincolo de limitele instruirii, înseamnă că intră pe terenul pe terenul care nu-i aparține. Educația trebuie să fie făcută în familie și sau în biserică. Pentru că educația ține de formarea omului, de dezvoltarea omului în ceea ce el este ontologic, omul, pe când școala trebuie să aducă instruire. Când școala trece peste această graniță, înseamnă că îmi răpește subiectul
știu, subiectul asupra căruia părintele trebuie să-și exercite rolul de educator. Asta este, dacă tot am pornit din zona aceasta a școlii, este cred că un punct, a spune, ideal din care putem începe discuția asupra biologiei de gen și asupra sexului biologic. Este, practic, de la noi din casă pornește această problemă. A spune, de la o nevoie foarte practică. Noi suntem părinți, fiecare avem preocupările noastre, joburile noastre. Și vine un moment în viață în care, la un moment dat, îi lăsăm pe copiii noștri sau, să spunem, cu voia noastră, cedăm din autoritatea noastră părintească unor anumite categorii de oameni. Dacă vorbim despre grădiniță, vorbim despre educatoare, apoi profesor, învățător, profesor și tot așa, până când copilul, la un moment dat, apucă să primească din partea familiei parțial din ceea ce înseamnă instruire, educație, iar o mare parte a educației o va lua de la profesor, de la educator și apoi chiar de la mediul în care se desfășoară activitatea. Și să nu uităm că acest fapt al educației are ca suport o anumită autoritate care o susține. Deci, dintr-un anumit punct de vedere, părintele își împarte nu numai rolul de educator, ci chiar și o anumită cantitate de autoritate, pentru că copilul, mergând la școală, va recunoaște autoritatea celui care îl educă. Ori, și aici este o discuție cât de subiectivă este educația învățătorului sau a profesorului și cât de mult este impusă. Așa este, mai ales că, când vorbim inclusiv despre legea despre care discutam, despre legea educației sexuală, există acolo un paragraf la care progresiștii țin foarte mult, fără aprobarea părintelui, fără acordul părintelui. Cu alte cuvinte, eu îmi deleg autoritatea mea de educator, de părinte, îl deleg unui profesor, iar profesorul acesta, fără voia mea, fără permisiunea mea, copilul fiind încă minor, da? Poate să-i inducă, poate să-l învețe, poate să-i prezinte niște principii de viață contrare a ceea ce el învață acasă. Și atunci îmi fac rău cu mâna mea. Eu cred că juriștii ar trebui să privească și dintr-o altă perspectivă această formulă fără acordul părinților, pentru că eu pot să vă vorbesc despre câteva exemple din Canada, în țara în care m-am locuit pentru 15 ani, a ceea ce se întâmplă în școli în momentul în care părintele nu mai are nimic de spus. Pot să vă vorbesc aproape de un abuz care se petrece împotriva normalității și a demnității omului, când copii de grădiniță, copii din clasele primare, sunt expuși la informații audio, vizuale, explicite, cum să spun, de care un om cu bun simț se jenează, un om cu demnitate se jenează să intre în contact cu acestea. Nu ne dăm seama ce aduce legea aceasta educației. Iar părinții, rămânând în această stare de ignoranță, nu-și dau seama ce rău vor face, nu numai într-o generație. Într-o generație, dacă acceptăm legea aceasta, vă spun foarte deschis, totul se schimbă. Pot să vă aduc date concrete asupra modului în care într-o generație totul s-a schimbat în Canada și deloc în bine. Este tulburător ceea ce spune și cred, pentru că uitându-ne la ceea ce se întâmplă, citim și vedem, lucrurile, din păcate, nu stau chiar atât de bine. Înainte de a continua, haideți să mergem puțin spre a da două definiții. Am să vi le citesc, cred că e cel mai simplu să le citesc așa cum le-am găsit și eu. Aș vrea să definez ceea ce înseamnă sexul biologic și, bineînțeles, ceea ce înseamnă genul. Prin sex desemnăm, practic, ansamblul trăsăturilor biologice și fiziologice prin care se definesc femeile și bărbații. Iar definiția genului, așa cum este prezentată, inclusiv în legislația românească, vorbim despre legea 202 din 2002 republicată, prin care se spune că prin gen desemnăm ansamblul format din rolurile comportamentale, trăsăturile și activitățile pe care societatea le consideră potrivite pentru femei și respectiv pentru bărbați. Primul argument pe care vreau să-l aduc în fața dumneavoastră și în fața telespectatorilor, ca, să spunem așa, un argument pe care progresiști în general, activiștii ideologiei de gen îl avișate de fiecare dată, este că
Diferențele acestea dintre bărbați și femei sunt, de fapt, doar rezultatul unor convenții, unor tradiții, aspre niște chestii absolut culturale, chestii moștenite de-a lungul generațiilor și, practic, aceste diferențe n-au legătură cu identitatea sexuală sau cu sexul biologic. Cu alte cuvinte, totul este așa făcut artificial și, bineînțeles, că e nevoie în aceste momente ca totul să fie demontat și fiecare să se renască, sau să spun, să se reconsidere la alegere. Și după câte știm, sunt peste 60 de genuri, ceea ce înseamnă că fiecare poate decide în fiecare zi ce este și nimeni nu are voie să-l contrazică. Cum vedeți dumneavoastră lucrul acesta? Trebuie să plecăm de la sursă sau de la motivația pentru care s-au pus pe tapet, s-a inventat această ideologie de gen. Lucrurile nu sunt foarte vechi aici. De fapt, putem să spunem că sunt destul de noi. Inclusiv conceptul de heterosexualism apare destul de târziu, undeva la sfârșitul secolului XIX. O doamnă din Ungaria, un filosof, Kertberry, a folosit pentru prima dată această noțiune, acest concept de heterosexualism. Iar mai târziu, în a doua parte a secolului 20, a început să se vorbească, pentru prima dată, de exemplu, se vorbește despre asexualitate abia prin 1983. Însă, lucrurile acestea și-au dat seama, pentru că există în ideologia aceasta umanistă, progresistă, sunt niște gânditori care au timp să facă numai aceasta. Ei spicuiesc și găsesc argumente și le pun împreună prin care să promoveze agenda majoră. De aceea am zis că trebuie să avem privirea de ansamblu. Orice se potrivește va fi folosit la maxim. Chestiunea aceasta cu ideologia de gen a venit ca o mănușă peste revoluția feministă, peste mișcarea feministă și mișcarea feministă generată sau inventată în spectrul acela larg revoluționar, egalitarist, în care tot timpul trebuie să apară o clasă opresată, astfel încât să putem să avem lupta de clasă și atunci se inventează tot timpul câte o clasă opresată. Ei, undeva în a doua parte a secolului 20, după al doilea război mondial, a apărut feminismul ca o clasă socială opresată. Pentru că și aici ideologii au pescuit foarte bine rolul pe care femeia trebuie să și-l asume în cel de-al doilea război mondial, odată cu plecarea bărbatului de acasă, multe dintre rolurile masculine, din familie, din societate, din școală, chiar din biserică, au fost preluate de femei. Și când s-a terminat războiul, bărbatul s-a întors acasă, dar întrebarea a fost, de ce să nu continuăm așa? Ne simțim foarte bine în papucii ăștia. Da? Și ca argument să continue, să perpetueze această luptă de clasă, atunci a zis, bine, înseamnă că trebuie să rediscutăm rolurile bărbatului și a femeilor în societate. Și pe fondul acesta s-a amplificat un fel o nevoie care răspundea scopului egalitarist și de susținerea luptei de clasă și a zis pe fondul revoluției feministe, hai să rediscutăm ideologia de gen. Și atunci reinventăm omul nu după ceea ce este el ontologic în esența lui, ci după rolul social pe care acesta îl are. Nu ne mai interesează aspectul lui biologic, realitatea biologică, ci pe noi ne interesează aspectul social. Tocmai de aceea ideologia de gen este un construct social, este artificial, este sintetic, nu este autentic. Sursa acestei idei a identității de gen sau ideologiei de gen, cum îi spunem noi, apare odată cu convenția de la Istanbul, convenție care, bineînțeles, știm cu toții, s-a dorit să trateze violența domestică și în articolul 3 apare un paragraf care spune că identitatea de gen sau conceptul de gen este independent de realitatea biologică. Este prima dată când într-un act oficial, la nivel european, se face diferența dintre gen și sexul biologic.
Cred că niciodată nu s-a făcut o asemenea presiune și într-un timp atât de scurt ca și prin această convenție de la Istanbul, care a fost semnată, dacă bine rețin, în 2011 și aplicată în 2014. Da. În România, sper 2014. Da. Schimbările nici în societate niciodată nu au avut o viteză atât de mare ca și implementarea acestei ideologii de gen și nu trebuie să ne mire, pentru că lucrurile se rostogolesc mai repede decât credem. Vă aduceți aminte că am vorbit într-o emisiune în urmă cu ceva timp când am discutat despre neomarxism, marxismul cultural și progresismul secular, am vorbit despre misiunea fundamentală pe care neomarxismul, pe care progresiștii, umaniștii, socialiștii, anticristici, pot să-i numesc, și-au impus-o încă în urmă cu vreo 100 de ani, și anume să elibereze omul și să elibereze societatea de valorile iudeo-creștine. Ei, în momentul în care noi ne uităm la și privim îndeaproape această nouă ideologie, se potrivește de minune acestui plan măreț și de acum pentru noi ar trebui să devină clasic, da? Al mișcării progresiste de redefinire a omului. Ori, noi știm că primul efect pe care eliberarea, cu ghilimele de rigoare, omului de valorile iudeo-creștine, adică de ceea ce Dumnezeu a intenționat prin creație pentru om, înseamnă distrugerea demnității umane. Ori, dorința lor de a construi un om nou pentru o societate nouă, și vedem tot ce se întâmplă acum și în lumea aceasta cu The Big Reset, nu? Marea resetare, păi se cam potrivesc lucrurile. Vin cam deodată toate. Ori întrebarea mea retorică este, chiar întâmplător? Mai ales că pandemia aceasta a accelerat anumite lucruri. Dacă încă mai exista, să spunem așa, o latență în executarea acestor, să spunem, capitole din agenda globală, în ceea ce privește marea resetare, odată pe fondul acesta al pandemiei, vedem că toate lucrurile merg pe repede înainte, spunem noi, chiar pe foarte repede înainte, și ca un efect vedem și în anumite țări și inclusiv în Europa, apar noi termeni, noi concepte. De exemplu, vă dau un exemplu, conceptul de mamă, fică, bunică, părinte, da? Părinte 1, părinte 2 în loc de mamă și tată. Uitați ce s-a votat în Congresul Statelor Unite acum de curând. De când democrații controlează ambele camere, acea lege de Equality Act. Equality Act, și ce termeni au voie să folosească inclusiv parlamentarii, da, senatorii americani, reprezentanții din Parlamentul Americii, trebuie să se autocenzureze. Deci, pur și simplu, libertatea de exprimare, care este un filon fundamental al libertății umane, a fost absolut abolit. Și aceasta a fost calea. Corectitudinea politică și acum identitatea de gen. Ceea ce înseamnă că, odată cu această mare resetare, se întâmplă ceea ce dumneavoastră a spus puțin mai devreme, reinventarea ființei umane. Era nevoie ca într-o societate nouă, o ființă umană nouă. Păi vă aduceți aminte că chestia asta cu omul nou nu este chiar actuală, nu este contemporană. Ei mai reinventează câte o ciorbă de asta comunistă, pentru că pe vremea comunismului în România tot timpul auzeam de omul nou. Vă aduceți aminte, da, din dezbaterile Congresului al 13-lea, în care mai punem bazele, mai lucrăm la nu știu ce pentru omul nou. Întotdeauna marxiștii au avut ideea aceasta fixă a omului nou pentru o lume nouă. Însă, lumea aceasta nouă, în care încape doar un om nou, este o lume care trebuie să redefinească etica. Deci, ceea ce am înțeles noi până acum din etică nu va mai face nimic sens legat de o etică socială în care trebuie să încapă acest om nou, care se definește subiectiv, nu obiectiv, funcție de ceea ce creatorul a făcut din el. Înțelegeți că și în ceea ce înseamnă antropologic,
Acești ideologi trebuie să-L scoată pe Dumnezeu și din creație. Tocmai de aceea subiectivizează ființa umană și să se au, care are dreptul să se autodefinească, autodetermine ceea ce este El. Nu ceea ce Creatorul a făcut. Prin aceasta vedem unul dintre cele mai periculoase lucruri care vor apărea, deja sunt reale, dar se vor accentua în viitor și în viitorul apropiat, și anume o diferențiere foarte clară între etică și moralitate. Moralitatea sunt normele care exprimă caracterul lui Dumnezeu, sunt valori obiective și absolute. Acestea vin de la Creator, de la Dumnezeu. Pe când etica sunt normele sociale, normele convenționale, comunitare, universal acceptate sau agreate de către o comunitate umană. Păi în momentul în care etica, ca norme sociale agreate, da, diferă de moralitate care exprimă caracterul lui Dumnezeu, vom începe să trăim într-o lume care nu mai seamănă cu nimic din ceea ce a intenționat Dumnezeu să facă din ea. Cu alte cuvinte, noi care am adoptat valorile creștine de viață exprimate prin moralitatea lui Dumnezeu, ne vom simți străini de etica socială în care noi trăim. Ori, în această lume ne cresc copiii. În această lume sunt copiii și nepoții noștri care vor fi sfâșiați între familie, biserică și lume. Total diferit. Cu două valori, cu două optici absolut antagonice. Atunci, dacă tot ați pus problema aceasta a sfâșierii copiilor, de ce se insistă atât de mult la o abordare, să spunem, a ideologiei de gen, a educației sexuale în școli, fără, să spunem, aprobarea părinților? Mai ales că, nu vorbim de România încă, dar știm, sunt țări în care se aprobă tratamentul cu hormon. De exemplu, în Statele Unite n-ai voie să mergi cu mașina dacă nu ai carnet până la o anumită vârstă, până la 16 ani. Dar tratament hormonal poți să iei de la 5 ani. Și asta finanțat de la stat, apropo de Equality Act. Și fără acceptul părinților. Exact. Fără acceptul părinților. De ce părintele trebuie scos? Acum ajungem la o altă problemă, dar are legătură cu tema noastră. De ce părinții sunt o piedică în calea acestei ideologii, în acestei propagande și se insistă atât de mult ca părinții să fie scoși total din procesul acesta al educației? Pentru că valoarea umană pentru progresiști înseamnă nimic. Oamenii nu mai sunt subiecți, ci sunt obiecte. Devin obiecte pentru un scop. Un scop pe care nu-l înțelegem acum în întregime. Este foarte interesant că din perspectiva lor, dacă îți duci copilul la biserică, îl ideologizezi. Dar dacă îl duci la școală, îl educi la, un asemenea curs de educație sexuală. Și atunci... Vă dau un exemplu foarte clar. Pentru ora de religie trebuie acordul părinților. Pentru educația sexuală, așa cum a fost propusă inclusiv de către președinte, da, este fără acordul părinților. Din punctul meu de vedere, ar trebui deschise niște procese juridice pe chestiunea asta, cu niște avocați foarte competenți, și ar trebui mers până la Constituție, dincolo chiar de legile organice. Pentru că părintele este scos din tot ce înseamnă procesul acesta. Adică, până la urmă, părinte devine doar cel care îl aduce pe copil pe pământ. Și îl hrănește. Și atât. Și din momentul acela, copilul nu mai aparține familiei, iar părintele are dreptul... Sau are dreptul, o formă limitat, legală de răpire de copii. Asta e adevărul. Asta se întâmplă. Ați văzut asta în Canada și... În urmă cu 4 ani, în Canada s-a legiferat, a apărut acel celebru Bill C-69. Eu am încercat o petiție prin care să semnăm împotriva acestei legi și am căutat ajutor. Am vrut să o semnăm prin biserică, bisericile canadiene deja prea indiferente, prea slabe, prea scufundate în cultura asta. Și am avut o întâlnire, o discuție cu membru în Parlamentul Canadei din zona noastră. Era un conservator, un fost păstor, un om integru, și am avut o discuție foarte directă cu el, cu domnul Albrecht, de origine neamț. Și l-am întrebat așa: domnule Albrecht,
În urma acestei legi, C-69, eu am două pașapoarte. Eu pot să mă urc într-un avion și am unde să mă întorc. Dar dumneavoastră, a lăcrimat. Ce spune acest bil? C-69. Legea C-69. Zice așa, dacă un copil vine de la școală acasă, dau un exemplu, acum parafrazez, o explic, și îi spune părintelui că ea nu mai este fetiță, ci este băiat, dacă părintele nu se comportă ca și cu un băiat, statul are dreptul să ia copilul. Fără drept de apel. Fără drept de apel. Aici se va ajunge. Pentru că după aceea a intervenit următorul pas. Educatorii, învățătorii, profesorii au fost instruiți ca permanent să întrebe pe copii: tu ce ești? Cum te simți? Ce simți că ești astăzi? Se induce. Păi, sigur că da. Păi, gândiți-vă că îl întrebi, îi pui o asemenea, adresezi o asemenea întrebare unui copil de 6 ani, de 7 ani. Păi ăla n-are nicio armă să se apere. Și repetându-i aceeași întrebare, îi ridici semne de întrebare. Mă, chiar ce mă simt? La un moment dat va intra într-o zonă de confuzie și el. Când va intra într-o zonă de confuzie, fii sigur că vor avea pârghile încât să-l încurajeze înspre confuzia în care intră. Nici nu ne dăm seama cât de periculoasă este o asemenea lege, o asemenea abordare. Știți care este efectul? Doar în câțiva ani după această lege de educație sexuală în Canada, statisticile oficiale spun că 24% dintre tinerii din Canada sunt dependenți de medicamente pentru minte. 24% dintre tineri iau pastile, iau medicamente pentru depresie, pentru anxietate și pentru tot felul de astfel de efecte. Pentru că ei nu mai au identitate. Omul fără identitate își pierde vectorul în viață. Își pierde direcția, își pierde sensul, își pierde perspectiva pe care Creatorul le-a lăsat-o. Ăsta e scopul. Un om fără identitate este un om ușor de manipulat. Știți că am mai vorbit despre cei piloni ai identității. Și unul dintre pilonii identității, unul dintre elementele fundamentale cu care un om se identifică este sexul pe care îl are. Este bărbat sau femeie. Dacă iei și aceasta, îi iei și naționalitatea, iei și familia, că nu mai știi ce înseamnă familie, o să ia și religia, rămâne cu nimic. Dar de fapt asta se urmărește. Oameni fără identitate care se încapă în noul tipar a unei noi lumi. Bun, plecând din această situație, ce se mai poate face? Mai ales că ne întoarcem la Sfânta Scriptură, ne întoarcem la creație. Până la urmă ne punem și noi întrebarea, suntem creștini asumați chiar? Îmi pun întrebarea, am spune așa, simplă. Doamne, a greșit Dumnezeu când l-a creat pe om, bărbat și femeie? De e nevoie ca cineva, un sistem, o mână de oameni să redeseneze tot ce înseamnă identitatea aceasta a omului? Știți cu ce sunt mințiți astăzi românii legat de legea aceasta educației sexuale? Exact cum este abordarea clasică de acum, Convenția de la Istanbul, care vorbește împotriva violenței domestice. Păi creștinismul n-a vorbit împotriva violenței domestice? Noi n-am predicat împotriva violenței domestice? Păi asta ține de demnitatea umană. Dar pe lângă această cantitate de adevăr au strecurat o travă. Da? Știți ce se vorbește astăzi despre educația sexuală în școli? Păi trebuie să știe cum să se spele, să știe cum să se îngrijească, să știe cum să fie sănătos, să știe cum să fie curați și să știe cum să prevină sarcinile nedorite. Știți care este efectul în Canada și în Statele Unite în urma educației sexuale? A crescut exponențial sarcina la minori. În niciun caz n-a scăzut. Păi dacă s-a făcut atât de bine și dacă atât de bine face educația sexuală tinerilor și copiilor să știe să se protejeze, atunci nu trebuia să crească exponențial sarcinile nedorite la copii, la minori. Este un argument fals, care statistic spus, în țările unde deja este implementată această lege, este un argument fals.
Pe baza acestor argumente false, a spune absolut neștiințifice, se creează aceste scenarii și mai mult cu ajutorul mass mediei, care și ea este, bineînțeles, înregimentată, că așa este în zilele noastre, se tot amintesc, acestea se bagă pe gâtul românilor în fiecare seară. În subconștient, problema aceasta a sarcinilor dorite, a bolilor cu transmitere sexuală, a multor probleme pe care societatea pe care dumneavoastră le-a spus nu a reușit să le rezolve, indiferent de câte educație, și am spune educație la nivelul acesta, pornind de la nivele mici ale educației, de la grădiniță. Fals. Este un argument fals, pentru că deja avem argumentul țărilor în care s-a implementat această educație. Iar rezultatele sunt altele decât cele care ni se promit. Îi descarcă de conștiință pe copiii și pe tinerii aceia și devine o lege permisivă pentru ei. De fapt, îi împinge să trăiască într-o asemenea imoralitate și ei nu au armele să se apere. Sunt împinși într-un teren pe care nu știu să joace. Mai ales că, un alt aspect foarte important, toate aceste cursuri nu se fac de către profesorul sau învățătorul de clasă, de diriginte, ci se fac de terțe organizații care au oameni pregătiți în acest domeniu, aș spune eu, activiști... Îndoctrinați în acel domeniu, da. Activiști de partid. Activiști cu acte în regulă, care știu foarte bine să pună într-un mod atractiv toate aceste informații și, bineînțeles, să le stârnească interesul. Iar copiii sunt victime sigure. Cu siguranță, dar vă gândiți ce efecte o să aibă? În primul rând, ceea ce numesc ei știință nu este știință. Așa cum spuneam, știința întotdeauna s-a bazat pe statistici, pe elemente empirice, pe chestii palpabile, măsurabile, da? Controlabile. Ori, chestiunea asta cu identitatea de gen este bazată pe feeling, pe simțuri. Absolut totul este de o fluiditate cumplită. Ce simți? Dar, Toma, asta este problema, pentru că ceea ce simt astăzi s-ar putea să nu mai simt mâine. A vorbea despre fluiditate. Și am văzut, și știu de asta știți foarte bine, o grămadă de oameni care trec prin stări dintre acestea depresive și chiar sunt internați în spitale de boli psihice, datorită acestei fluidități. Azi e ceva, mâine crede că e altceva și a pierdut total un reperul în viață, cu părinții nu mai are nicio legătură, că de obicei în momentul când ideologia aceasta, printre altele, are și loc de a pune în conflict familia cu copilul. Păi asta se urmărește, distrugerea autorității. Întotdeauna s-a urmărit de către progresiști distrugerea autorității și întărirea unui alt tip de autoritate, dictatorială. Și mai mult se accentuează, am văzut asta cu ochii mei, ținerea în secret. Să nu se spună familiei. Chiar dacă familia observă, spune, nu vorbi cu familia, nu spune. Vino la întâlnirile noastre, avem întâlnire online, intră în comunitățile, sunt grupuri de tot felul lucruri. Deci, când vorbim despre copii, vreau să spun că sunt bombardați pe tot ce înseamnă rețelele acestea de socializare. Acum nu se mai văd față în față, dar cel puțin în mediul online este o activitate foarte intensă și suntem surprinși că și din copiii noștri ajungem să avem discuții la care nu te aștepți că ai... Încep să fie brainwashed, nu? Exact. Spălați pe creier. Am vrut să aduc mai târziu câteva statistici, dar mi-ați luat înainte cu această discuție legat de cât de periculoasă este, cum distorsionează ființa umană în întregime. Am citit câteva statistici din surse pe care vi le pot pune la dispoziție. Este o organizație din cadrul Congresului American. Statistica este făcută pe societatea americană legată de transgenders, da? Adică de cei care sunt, cred că sunt altceva decât sunt în realitate, da? În care sexul biologic este diferit de genul pe care și l-au asumat. Aceasta este mișcarea transgender, da? Ei își asumă un alt gen, adică un alt rol social decât sexul biologic. 77% dintre transgender trec prin depresii cumplite, cronice. 95% au insomnii. 70% au afirmat că sunt fără scop și fără perspective în viață. Rata de sinucidere la transgender este de 10 ori mai mare decât la ceilalți tineri, adică 1000%.
în condițiile în care nu mai sunt discriminați. Pentru că până când n-a fost această lege a egalitarismului acolo, ei au zis că rata de sinucidere este mai mare pentru că sunt respinși de societate. Din contră, există o discriminare pozitivă. Ei sunt mai avantajați decât omul normal, pretutindeni. Și în ciuda acestui fapt, sinuciderile sunt 1000% față de ceilalți. Mai mult, între 22 și 43% au încercat să se sinucidă. Și două treimi au experimentat cel puțin odată o formă de autoflagelare. Acesta este rezultatul omului care și-a pierdut ceea ce Dumnezeu a pus în el, demnitatea. He, acum urmează întrebarea, a spune eu, poate cea mai importantă întrebare. Ce se mai poate face? Ați văzut că în Canada lupta aproape că s-a pierdut. Suntem în România, suntem o comunitate creștină. Cum mai putem face, cel puțin la nivelul acesta? Nu pot să nu mai fac încă o remarcă legat de modul în care a intrat în Canada și nu este chiar așa mare distanța în timp. E vorba de 10 ani. Pentru prima dată a intrat în British Columbia această ideologie în școli ca educație sexuală sub numele SOGI, Social Orientation and Gender Identity, ABC, așa numit e curicula aceasta. Cine crezi că a determinat-o? Cine a creat-o? Cine a impus-o în British Columbia? Domnul Steve Mulligan, care este soțul sau soția, nu ne interesează, lui Kate Jones. Adică este un homosexual care a scris programul de educație sexuală pentru copiii din British Columbia. Așa bine pus la punct a fost încât toată Canada, la nivel federal, a trebuit să impună în toate provinciile și teritoriile, a impus această ideologie, acest curs obligatoriu. La început și acolo a fost opțional și părinții puteau să semneze. Pentru cât timp credeți? Pentru cât timp credeți că a fost așa? Un an, doi. Așa. În Ontario, în anul 2014, în guvernul lui Kathleen Wynne, care era o lesbiancă și era premierul provinciei Ontario, secretarul de stat sau ministrul educației pentru provincia Ontario, era Benjamin Levin. Nu știu dacă vă spune ceva numele acesta. Da. Adică este ministrul care implementa educația sexuală în Ontario și care un an sau doi mai târziu, îmi cer scuze, nu știu, îmi scap acum data aceasta, a fost încarcerat, adică băgat la închisoare pentru pornografie infantilă și abuz sexual. Aceștia sunt cei care ne vor binele copiilor prin educație sexuală. Și care ne scriu manualele. No. Gândiți-vă la alte efecte. La grupuri sanitare comune. Să-ți trimiți fetița la școală și să nu știi cu cine se întâlnește când intră în baie. Aceasta se va întâmpla. Acesta nu este un dacă. Am văzut în Statele Unite. Gândiți-vă apoi la adăposturi comune. S-ar putea să fie fete abandonate. S-ar putea să fie fete care, știu, provin din medii nefavorabile. Și ajung într-un adăpost social. Și acolo îl întâlnește pe ea, care trebuie să doarmă în patul alăturat. Pentru că de acum rolurile sociale nu mai sunt determinate, și aici este marea minciună, nu mai sunt determinate de sexul natural, ci de genul ales. Dar cine poate determina cât adevăr este în acest fapt? Apoi, gândiți-vă la, și acum este o discuție foarte serioasă în Statele Unite, pentru că acest Equality Act, care a fost promovat de administrația Biden, le pune pe picior de egalitate pe fete și pe transgender pentru competițiile sportive. Care dintre fete va mai câștiga de acum la lupte? Mă aduc aminte că era o discuție numai cu câțiva ani despre o echipă de volei, de undeva din Brazilia, cred că, în care din 5 competitori câți erau pe teren, sau 5 cred că sunt, da? Nu-mi scap acum, sau 6, nu. Oricum, mai bine de jumătate erau transgender.
nu a pierdut niciun meci. Și iată cum egalitarismul acesta se întoarce chiar împotriva feminismului care l-a generat. Deci acea egalitate despre care se vorbea nu există. Nu mai există. Dar ne convine, pentru că noi avem un scop mult mai măreț. Care e scopul? Să-L scoatem pe Dumnezeu din societate. Și orice trebuie subordonat acestui scop. Și uitați că se reușește. Încetul cu încetul agenda se execută. Aș vrea să fac un apel la sfârșit, dacă n-o să uit. După ce o să mai continuăm să discutăm legat de argumentele pe care noi, ca și creștini, trebuie să le folosim împotriva acestui act anticristic. Aș spune că unul dintre argumente este că nu prea s-a discutat în mediul nostru creștinesc. E o discuție și acum ați văzut cât ne, și nouă, care suntem cât de cât în temă, ne e greu să discutăm. Gândiți-vă că dacă ar fi putut avea discuția asta la biserică, ar fi fost destul de dificil în a ne adapta și limbajul și știi eu. Nu e o predică, nu este o temă, un citat din Sfânta Scriptură, este pur și simplu o discuție care necesită o anumită stare și o tărie în a trata problema aceasta. A spune, pentru unii rușinoase, nu se prea discute, nici în familie nu se discute despre problema asta. Și a spune că este un minus pentru noi, pentru creștini. Așa este. Acum, eu am spus de la început, am făcut această afirmație că subiectul, chiar dacă pare politic sau sociologic, are profunde conotații teologice. Orice subiect care trebuie, și acesta este un subiect care trebuie abordat teologic, orice subiect abordat teologic trebuie să răspundă la patru argumente. Și aș vrea acum, spre finalul discuției noastre, să subliniez cele patru argumente prin care trebuie, repet, trebuie să filtrăm ceea ce numim noi ideologie de gen. Primul argument este argumentul biblic. Argumentul biblic. Ce spune Biblia despre? Ce ne învață Biblia despre? Păi, în Geneza, în capitolul 1 cu versetul 7, 27 și în capitolul 5 cu versetul 2, acolo, intenționat, Duhul Domnului n-a greșit, este desăvârșit în revelație. Și scrie așa, și Dumnezeu a creat parte bărbătească și parte femeiască. Uneori am putea să spunem că Dumnezeu a creat parte bărbătească după chipul său, iar pe femeie a creat-o din Adam. Un fel de a doua creație sau o altă creație. Faptul că Scriptura repetă în același context al creației, faptul că și bărbatul și femeia au fost creați, parte bărbătească a creat Dumnezeu și parte femeiască a creat Dumnezeu, asta înseamnă că și bărbatul și femeia poartă chipul lui Dumnezeu în ei. Ce înseamnă chipul acesta al lui Dumnezeu? Înseamnă, în cea mai simplă definiție, personalitatea umană. Noi purtăm chipul lui Dumnezeu, suntem persoane. Asta înseamnă că avem o parte biologică, da? Definită, bărbat, femeie, și avem chipul lui Dumnezeu în noi, inteligență, rațiune, voință și toate celelalte aspecte ale personalității umane. Din acest punct de vedere, creștinismul întotdeauna a afirmat următorul lucru. Valoric, vă rog să rețineți, valoric, în ochii lui Dumnezeu, bărbatul și femeia sunt egali. Exact același preț a plătit Hristos pentru mântuirea unui bărbat și pentru mântuirea unei femei. Exact aceeași destinație eternă are bărbatul, aceeași destinație eternă are femeia. Pentru că atunci, după glorificarea finală, nu va mai fi parte bărbătească și parte femeiască. Tocmai aici este frumusețea creației. Valoric suntem egali, dar trăim în lumea aceasta unde avem diferite roluri, Dumnezeu a încredințat roluri diferite pentru bărbat și pentru femeie. Tocmai de aceea, din prima clipă a concepției, există informația aceasta pentru bărbat diferită decât pentru femeie în ADN-ul nostru. Asta e știință, asta nu o poți nega.
Știința a dovedit lucrul acesta, a măsurat lucrul acesta, a văzut lucrul acesta. Dar nu știu de ce trebuie, adică știm acum de ce. Nu era nicio problemă pentru nimeni. Faptul că bărbatul are un rol diferit, a fost construit fizic diferit, femeia are un alt rol, din multe puncte de vedere ne suprapunem. Dar asta nu înseamnă că ne face superiori sau inferiori unii altora. Din punct de vedere valoric suntem egali. Nemulțumirea aceasta, tensiunea aceasta a omului fără Dumnezeu, că nu-i bine cum este, l-a împins pe om să vrea altceva decât este el în realitate. Știți ce este ciudat? Un om care nu se acceptă pe sine din multe alte puncte de vedere, știți ce fac domnii psihologi? Îi trimit la tratament. Societatea îi trimite la tratament, la psihologi, pe cei care nu-și acceptă anumite chestiuni, dacă e, știu eu, deformat, dacă e, nu știu, mai plin sau mai, nu știu, subțire. Și zice că are o problemă cu identitatea, te trimite la psiholog, domnule. Dar dacă ai o problemă cu identitatea de gen, ăștia de acum sunt proslăviți. Vedeți dualismul acesta, fariseismul acesta, tocmai atât de cusută cu ața albă este toată ideologia aceasta. Haideți să revenim. Deci, din punct de vedere biblic, Scriptura este atât de clară că Dumnezeu ne-a creat parte bărbătească și parte femeiască, egalitate valorică, diferență de responsabilitate. Al doilea argument, pentru că am zis că sunt patru argumente prin care trebuie să filtrăm orice subiect teologic. Al doilea argument este argumentul rațional, deci cel biblic, și argumentul rațional. Pe argumentul rațional ne spune următorul lucru. Perpetuarea speciei nu se poate face cu transgenders. Ori vă întreb eu următorul aspect. Să reducem la zero discuția, la un nivel basic, da? De bază. Care este scopul existenței legilor într-o țară? Sau promovarea vieții, în primul rând, în țara respectivă. Promovarea și apărarea vieții și apărarea granițelor națiunii. Numai două scopuri fundamentale. Orice lege care sunt împotriva principiilor existenței lor, nu și-au sensul. De aceea, o asemenea lege de protecție a identității sau de promovare a identității de gen este exact împotriva sensului primar de existența legii, de protecție a omului și a demnității umane, a perpetuării specii umane și a apărării granițelor. Acum cu granița n-am nicio treabă să zic, dar legat de om este absolut împotriva logicii existenței legilor. Și așa cum am zis, împotriva logicii și așteptării perpetuării speciei umane. Acesta este al doilea argument. Al treilea argument, pe lângă cel biblic și rațional, este argumentul istoric. Argumentul istoric. Homosexualitatea este veche. În lumea greacă știm că a existat homosexualitate. În lumea romană a existat homosexualitate. Homosexualitatea a fost de când e lumea. Însă, mai trebuie să știm ceva. O societate decăzută în forme masive de homosexualitate întotdeauna a atras distrugerea acelei societăți. Societatea greacă a căzut din această cauză. Societatea romană prosperă, Imperiul Roman, știm că a căzut din cauza acestei deteriorări a ființei, a creației umane. Deci argumentele istorice ne vorbesc despre faptul că efectele unei astfel de ideologii sunt cumplite pentru întreaga societate. De aceea noi nu putem să fim ignoranți și să spunem, oricum nu mă afectează pe mine. Ba da, pentru că eu locuiesc în societatea aceasta, mă mișc în societatea aceasta, îmi cresc copii în societatea aceasta. Mă supun legilor. N-am cum să... Gândiți-vă la faptul că s-a terminat, deci în momentul în care ideologia aceasta este generalizată, s-a terminat cu libera expresie. Tocmai aici este, mai ales că sunt pedepse deja. Marea discuție din zilele acestea în Statele Unite, și am primit și eu o petiție de la organizația în care fac parte acolo, este legată de restricțiile pe care bisericile le vor avea în modul în care vor trata aceste subiecte. Dacă predicatorul va predica împotriva
identității de gen, a homosexualității, nu a întregii comunități LGBTQ. Nu, a principiilor. Așa, vorbim la nivel de principii. În momentul acela, unul dintre primele efecte care deja sunt menționate sunt pierderea statutului de non-profit organization. Okay? Au ei un document, nu mai îmi scapă numele. Deci, pur și simplu, li se iau drepturile pe care le-au avut încă de la formarea Statelor Unite. Credeți că în România va fi diferit? Cu siguranță. Păi știți expresia aia. Hă? Dacă... America tușește, Europa prinde, ia gripă. Ia gripă. Am să vă menționez cel de-al patrulea argument. Am adus argumentul biblic, argumentul rațional, argumentul istoric și este apoi argumentul empiric. Am anticipat din ceea ce am vrut să spun în acest... în acest argument și v-am adus statisticile, care sunt urmările celor care sunt atrași în această cursă. Pentru că, e clar, sunt atrași în această cursă. Oameni naivi, oameni fără o bază solidă, spirituală și educațională. Dați-mi să vă spun că sunt foarte multe cazuri în care oameni care au acceptat să, în urma alegerii lor să schimbe identitatea de gen, au mers mai departe și au vrut să-și uniformizeze cumva identitatea de gen cu identitatea sexuală. Și au început tratamente cu hormone, au început operații estetice. Sunt oameni care regretă că li s-a permis, copii fiind, să facă aceste alegeri, care nu erau pentru nivelul lor, care clar îi depășeau. E grav ceea ce se întâmplă, tocmai de aceea și noi spunem în discuție această temă, pentru că e datoria noastră. Spune că e datoria noastră din partea lui Dumnezeu, ca în calitate de creștin, să fim sare și lumină și să vorbim încă cât se mai poate vorbi despre aceste teme și să prezentăm ceea ce dumneavoastră a făcut-o în seara aceasta, ce spune Dumnezeu despre toată această problemă. Și cred că încă mai sunt șanse. România încă mai poate întârzia dacă nu opri acest val, dar rămâne să ne facem fiecare datorie. Sunt câteva lucruri care trebuie făcute. În primul și în primul rând, eu cred că perioada aceasta ar trebui să fie pentru biserici o perioadă de luptă spirituală. Ar trebui bisericile să revină și să înțeleagă puterea rugăciunii apostolului și a unității. Aici nu mai sunt denominații. Aici nu mai sunt baptiști, creștini pe Evanghelie, penticostali, ortodoxi, catolici. Nu mai sunt. S-a încheiat. Noi nu mai luptăm între noi. Dacă vom continua să luptăm între noi, nu vom avea nicio șansă. Un alt lucru pe care ar trebui să-l facem este să începem să educăm bisericile cu privire la aceste lucruri. Slujitorii sunt chemați să deschidă ochii oamenilor care sunt mulți dintre ei, poate chiar ignoranți. Poate că nu știu care sunt efectele. Poate spun că pe mine nu mă va afecta. Sau poate exact cum spuneți, nu mă va afecta. Un alt lucru pe care putem să-l facem, deci în primul rând, o luptă spirituală. În al doilea rând, putem să mai dăm din când în când câte un telefon la reprezentantul din Parlamentul României, știu eu, a parlamentarului, a senatorului, și să-i dăm un telefon și să-l întrebăm care e poziția ta cu privire la acest fapt. Vreau să știu exact cum vei vota legea care va fi votată în curând cu privire la educația sexuală a copiilor. Și modul în care vei vota va determina votul viitor. E o chestiune și de cetate acum, nu? Educație civică. Locuim în cetatea asta acum. Deci eu cred că suntem chemați să facem și lucrul acesta, să nu ne fie greu să facem. Poate că cunoaștem dintre cei care vor vota. Ar fi bine să îi tragem puțin de mânecă. Legea aceasta nu este ca oricare alta, că mai luăm 2% și mai punem 2%, care poate nu ne afectează atât de stringent sau direct. De aspectul ăsta depinde tot viitorul demografic, spiritual, uman al acestei țări. Cred asta din toată inima. Așa este și
ne afectează cu ceea ce înseamnă apărarea și promovarea vieții până la urmă. Viața se diminuează dacă noi vom înceta să ne implicăm. Da. Trebuie să ne apărăm copiii. S-a vorbit de patriotism. Am apărat patria. Îmi apăr copilul acum. Acum lupta este la un alt nivel. După cum se vede, ducem un alt fel de luptă și implicarea noastră trebuie să fie activă. Nu putem să aștepta și privi din afară, așa, în mod pasiv. Vă pot spune care sunt legile care urmează? Vă rog. După aceasta, va urma legiferarea drogurilor. Da? În scop recreativ prima dată. Da, da. Recreativ, tratament, medical, după aceea în toate scopurile. Și ceea ce doare cel mai mult, marea discuție deja care este în Statele Unite și în Canada, tot mai des, pentru că asta e strategia lor, tot mai des introduc cuvinte cheie. Știți care este cuvântul cheie care se discută, care se infuzează așa prin media tot mai des în ultimul timp? Pedofilia. Da. Pentru că aceasta vor. Da, rămâne să discutăm în continuare despre tema aceasta și despre problemele acestea ale societății, să ne uităm la ce se întâmplă, să ne așteptăm să ne ardă casa, uitându-ne doar la cum e azi casa vecinului, da, să vedem și să intervenim și apoi, așa cum a spus, să ne exercităm în primul rând drepturile cetățenii și apoi disciplina aceasta spirituală, lupta spirituală, rugăciune, post, discuția în biserici, fără să ne fie jenă și apoi să nu lăsăm copiii noștri din mână, crezând că societatea, școala va avea grijă de ei. Așa este. Domnule profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. A fost o încântare și mă bucur că v-am avut invitat. V-am văzut foarte angajat și se vede clar că patosul cu care ați vorbit vine în urma unei experiențe pe care le-ați trăit. Îmi cer scuze că m-am stăpânit cum ar fi trebuit și nu este, este și noi sângele rece. Și noi intrăm în lupta aceasta, știm ce înseamnă ca unii care ne-am implicat și ne implicăm în continuare simțind și mereu îmi vine vorba aceea în care spune noi v-am spus, dar voi nu ne-ați crezut. Și am spus-o și la referendum, am spus-o și cu alte ocazii. Noi spunem și dacă oamenii nu ne cred, nu avem decât să spunem, să spunem. Vă rog să mă credeți și o spun asta cu toată inima. Am uneori impresia că vorbesc ca Ilie sau Ioan în pustie. Apropo de temele acestea. Nu văd un feedback și inclusiv din comunitatea creștină. Mă doare și uneori îmi pun o întrebare aceasta. Dacă chiar societatea aceasta mai interesată de promovarea și apărarea vieții. Am pus o întrebare, și mai mulți au pus o întrebare după referendum pentru familie. Mai este creștinismul majoritar în România? Ne-a fost frică să răspundem atunci. Și nu atât noi evanghelicilor, cât mișcării ortodoxe. Au fugit de răspuns. Nu acuz și nu vreau să fiu, știu eu, agresiv cu privire la ortodoxie. Dar dacă și acest proiect eșuează din punctul de vedere al creștinismului, eu cred că ar trebui să ne asumăm și să declarăm sus și tare că trăim într-o țară în care creștinismul trebuie să funcționeze în minoritate. Vorbesc despre un adevărat creștinism de cel nominal, care oricum nu ajută la nimic. Așa este. Formalismul niciodată n-a dus pe nimeni în rai. Dacă această lege va trece și dacă se va introduce educația sexuală în școlile din România, putem să vorbim și trebuie să afirmăm creștinismul, cum or fi el, evanghelic, denominațiile mari, trăim într-o societate anticreștină ca o minoritate care ne putem aștepta de acum la orice alt tip de abuz. Dumnezeu să aibă milă de România și de noi și să ne ajute să ne facem datoria aceasta pe care Dumnezeu ne-a dat-o de a fi sare și lumină și de a vorbi cu putere, fără jenă, fără frică de efectele care vor veni. Pentru că, știți și dumneavoastră bine, vor veni. Vor veni. Vă mulțumim foarte mult și Dumnezeu să vă binecuvânteze acolo unde sunteți, la școală, împreună cu studenții. Și Dumnezeu să vă țină tare și, bineînțeles, vă mai așteptăm și la altă ediție. Vă mulțumesc pentru invitație. Dumnezeu să vă întărească în chemarea pe care v-a dat-o, că e de mare folos pentru noi, pentru toți. Mulțumim mult!
Vă mulțumim, stimați prieteni, vă mulțumim că și în seara aceasta ați fost alături de noi, ne-ați primit în casele dumneavoastră. Până data viitoare, noi vă spunem la revedere!